Am revenit, doamnelor și domnilor, o echipă din Ploiești alături de mine în această a doua parte a emisiunii, o echipă care a un liceu, de fapt, care a mai participat în competiția The Best. Vorbesc de Colegiul Tehnic Toma Socolescu, formată echipa de la Toma Socolescu doar din fete. Bună seara, ce faceți voi? Bună seara! Haideți să facem cunoștință cu fetele de la Toma Socolescu, Loredana Preduna. Bună seara, Loredana! Bună seara. Ești foarte frumoasă! Mulțumesc! Dar nu-i de ajuns în seara asta, știi, da? Ok, mergem mai departe. Nica Alexandra. Bună seara! Bună seara, Alexandra! Tu ai la valieră, n-ai nevoie de microfon. Bine ai revenit! Continuăm cu Ioana Georgescu. Bună seara! Și Lavinia, da? Dobrică. Bună seara! Clasa 12. Pregătite? La bine. Da. Vorbesc cu tine, ești cea mai mare, da? Da. Cum ți s-a părut ideea unui concurs pe teme de cultură generală? De ce ai acceptat această provocare? S-a părut foarte bună și mie îmi plac experiențele noi. Dar să fim de experiență, abia aștept să văd ce o să am la sfârșit, ce o să dobândesc până la sfârșitul. Știi că au fost, pentru că n-au trecut toate de preselecții, 28 de licee din tot județul înscrise în acest concurs. Pe unele le-am pierdut așa pe parcurs. E de admirat oricum faptul că au avut curajul să participe la această competiție. Le așteptăm la anul cu mare drag. Pentru voi ce înseamnă aceste preselecții? Ce sperați să se întâmple după 25 de minute? Să mergem mai departe. Să mergem la școală și mâine când o să ne întâmpine doamna director să ne întrebe ce ați făcut. Am trecut mai departe, v-am făcut mândră din nou. Deci doamna director în momentul de față se înțeleg că se uită la voi? Da. Aolea, e de bine sau e de rău? E foarte bine. E foarte bine. Da, bineînțeles. Perfect, perfect. Ia să vedem, pentru tine? Pe tine ce te-a determinat să participi la un concurs pe teme de cultură general? A venit așa doamna profesoară la tine și te-a întrebat, uite, vrei să te înscrii? Și tu ai spus, da, cum să nu? Păi este o experiență nouă și îmi place să mă implic în tot felul de activități de... Dar felul în care s-au descurcat colegii tăi anul trecut, cum ți s-a părut? I-ai urmărit, știi? Nu i-am urmărit. Nu. Nu te-ai uitat deloc. Nu ți-au povestit. Nici ție? Nu. Deci, practic, voi nu știți nimic despre acest concurs. Decât eu. Ia, hai, povestește-mi tu. Păi, anul trecut am fost trei fete și un băiat. Așa. Și ne-am calificat la limită. Personajul ne-a salvat. Am înțeles. Și aș fi vrut să fie mai bine. Adică, atunci am fost cam dezamăgiți de noi și nu prea am fost mulțumiți. Sperăm ca anul ăsta să fie mai bine. Să înțeleg că ați făcut 6 puncte. Da. Anul trecut. Da. Anul ăsta, 10 din 10? Mergem pe varianta asta? Orice e posibil. Orice e posibil. Cu siguranță, orice e posibil. Pe atunci, haideți să începem seria întrebărilor și mai dialogăm după, da? Acum. Cine face onorurile? Eu. Hai! Prima întrebare, domnilor și domnilor, pentru Colegiul Tehnic Toma Socolescu din Ploiești. În enunțul, elevul citește o carte interesantă. Am să te rog să-mi spui numărul întrebării și domeniul. Da, 2. Limba și literatura română, întrebarea categoric. Cu numărul? 2. 2. Elevul, în enunțul, elevul citește o carte interesantă, există A. Un articol, B. Două articole și C. Trei articole. Bun, aveți un minut la dispoziție, vă consultați, vă gândiți, îmi dați răspunsul corect. Dacă îl aveți mai repede, mi-l dați mai repede. În enunțul, elevul citește o carte interesantă. Există un articol, două articole, trei articole. Și 30 de secunde din acest moment. Avem răspunsul. Aveți răspunsul, oprim și noi cronometrul, vă ascult. A, un articol. A, un articol. Care e articolul? O carte. O, spuneți voi. E corect, e un articol. Dar mai este unul. Nu este răspunsul corect, e vorba de două articole. Elevul. Bun, nu e niciun fel de problemă. Mergem mai departe, atenție multă, concentrare maximă, timp la dispoziție aveți. Da, nu trebuie să fiți demoralizate, mai aveți 9 întrebări. Mergem mai departe, cu următoarea întrebare. Domeniul și numărul, te rog.
Domeniul istorie. Da, întrebarea cu numărul? 3. 3. O citesc? Da, te rog, și variantele, bineînțeles, conflictul, trebuie să audă și cei care ne urmăresc. Conflictul dintre moldoveni și polonezi în timpul domniei lui Ștefan cel Mare a avut drept cauză un teritoriu numit A. Pocuția, B. Galiția și C. Bucovina. Bun. Vă gândiți, îmi dați varianta pe care voi o considerați a fi corectă. Conflictul dintre moldoveni și polonezi în timpul domniei lui Ștefan cel Mare a avut drept cauză un teritoriu numit Pocuția, Galiția sau Bucovina. Trei variante de răspuns. Și 25 de secunde la dispoziție. Zece secunde din acest sunt moment. Trei, doi, unu și vreau răspunsul vostru. A. A. Pocuția. Da. Sunteți sigure? Da. Da. Mai hotărâte și voi, da? Da. Da. Păi foarte bine faceți dacă sunteți hotărâte, pentru că este un răspuns corect cel dat de voi la domeniul, la întrebarea din domeniul istorie. E bine, am ajuns la rubrica Vocea Străzii, despre care știți deja. O să auziți o întrebare, la fel vă gândiți, îmi spuneți răspunsul pe care voi îl considerați corect, dacă avem pregătită rubrica Vocea Străzii. Vocea Străzii. În ce perioadă a domnit Mihai Viteazu? Ei, iată, între ce ani a domnit Mihai Viteazu? E un concurs pe teme de cultură generală. Acum să vă văd. Acum să vă văd. Acum să vă văd. Ce înseamnă să fie la timpul? Între ce ani a domnit Mihai Viteazu? Și 30 de secunde mai aveți pentru a vă gândi. O luați prin eliminare? Zece. Trei, doi, unu. Stop cronometru, ia să vă văd între ce ani a domnit așadar Mihai Viteazu. Hai, vreau un răspuns de la voi. Avem doar un an, nu avem perioada. Între ce nu putem, ani? Nu putem da un răspuns concret. Zi-mi an. 1872. 1800 Mihai Viteazu. 1800? Acolo l-ați localizat? Eu zic să-l localizați așa cu 300 de ani înainte, pentru că Mihai Viteazu a domnit, atenție, 1593-1601. Deci, 1800 exclus. Bun. Mergem mai departe. Întrebarea cu numărul 4 din bol, vă rog. Geografie. Geografie, da. Întrebarea cu numărul 7. 7. Bun. Municipiul Botoșani, reședința județului omonim, este situat în unitatea de relief numită A. Câmpia Moldovei, B. Podișul Sucevei și C. Subcarpații Moldovei. Bun. Municipiul Botoșani, așadar, doamnelor, domnilor, reședința județului omonim este situat în unitatea de relief numită varianta A, Câmpia Moldovei, varianta B, Podișul Sucevei și varianta C, Subcarpații Moldovei. Treizeci de secunde la dispoziție.
Dar e una, una din asta bună. Ce zice? Zece secunde. Sunteți sigure? Deci nu e cum via Moldovei. 3, 2, 1, stop cronometru. Ascult răspunsul vostru. B, Podișul Sucevei. Podișul Sucevei. Din nou un răspuns greșit, pentru că varianta corectă era A, Câmpia Moldovei. Asta este, mergem mai departe, am ajuns la primul personaj pe care voi va trebui să-l recunoașteți, vă uitați în monitor. Dacă sunt și colegii mei pregătiți, sunt pregătiți. Haideți să vedem cine este în această imagine. Cine este în această imagine? Ce-i drept? Dacă stau bine să vă gândesc, voi în ce an sunteți născute? 1999. 99, anii 2000. Bun. Dar, totuși. Da, știm. Dar totuși. Bun. Dacă vreți să vă mai gândiți, dacă nu-mi dați răspunsul. Nicolae Ceaușescu. Nicolae Ceaușescu. Haideți să vedem. Dacă au răspuns corect fetele. Nicolae Ceaușescu, într-adevăr, născut pe 23 ianuarie 1918 la Scornicești, decedat pe 25 decembrie 1989 la Târgoviște. Un politic, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, din 1967 până la căderea regimului comunist în 22 decembrie 1989. Bun. Mergem mai departe. Am ajuns la întrebarea cu numărul 6. Aveți două răspunsuri corecte, mai aveți nevoie de 4 pentru a vă califica. Super. Muzică. Super. Muzică, arte, da? Să înțeleg. Bun. Întrebarea cu numărul 12. 19? 12. 12. 12. Bun. Ascult. Ce compozitor a fost considerat părintele sinfoniei? A. Beethoven, B. Mozart, C. Haydn și D. Vivaldi. Bun. Ce compozitor a fost considerat? Ai zis super, da? Acum aștept un răspuns corect. Ce compozitor a fost considerat părintele sinfoniei? Varianta A, Beethoven. Varianta B, Mozart. Varianta C, Haydn. Varianta D, Vivaldi. Și mai aveți 30 de secunde din acest moment. Nu, Haydn, Haydn nu e. Haydn nu e și Vivaldi nu e. Și eu știam că Beethoven a fost tot copilul elevului Mozart. Și dacă nu se spune că Mozart ar fi fost, hai zi. 10 secunde. Trei, doi, unu, oprim cronometrul și vreau răspunsul vostru. Sper eu corect. B. Mozart. B. Mozart. Ei bine, părintele sinfoniei a fost considerat Haydn. Varianta C. Da, asta nu știu tot. Era varianta corectă. Mergem mai departe. Ok. Da, dar tot eu. În sfârșit, o întrebare pe domeniul nostru, matematică. Matematică, abia aștept răspunsul vostru. Ia să vedem, ce număr are întrebarea, 8. Te rog. Numărul 8. Numărul de divizor natural al lui 2015 este A, 8, B, 6, C, 10. În sfârșit, o întrebare pe domeniul nostru, ai spus, da? Așa că vă rog, faceți calculele de rigoare și dați-mi un răspuns corect. Numărul de divizor natural ai lui 2015 este A, 8, B, 6, C, 10. Și mai aveți 20 de secunde la dispoziție. Ce
3, 2, 1, stop cronometru. Am să vă rog să-mi dați răspunsul. Numărul de divizori naturale ai lui 2015 este, din punctul vostru de vedere, 8, 6 sau 10? 8. 8. Sigur? Sigur. Da. Bine, faceți, este răspunsul corect. Într-adevăr, varianta corectă este A, 8. Bun. Mare atenție, avem două răspunsuri corecte până în momentul de față. Continuăm. Haideți. Următoarea întrebare. Trei răspunsuri corecte, îmi cer scuze. Trei răspunsuri corecte și trei întrebări. Domeniul sport. Sport. Ai făcut așa. Hai să vedem. Încercăm, nu? Prima întrebare din domeniul sport. Cum se numește pista special amenajată pentru întrecerile de ciclism? A. Veldrom, B. BMX și C. Bicodrom. Ia să vă văd. Cum se numește pista special amenajată pentru întrecerile de ciclism? Veldrom, BMX sau Bicodrom? Trei variante de răspuns. Da, pentru că velo înseamnă... Trebuie să-mi dați răspunsul franceză. Corect. E una din astea două, sigur, dar asta n-are cum, că bike se scrie... 30 de secunde la dispoziție. Cum? Ai citit? Dar sunteți sigure? Nu știu. Cinci, patru, trei, doi, unu, oprim cronometrul, vă ascult. A, velodrom, corect, un răspuns corect cel dat de voi. Mai aveți două și trebuie să fie corecte amândouă, da? Pentru a avea cele șase puncte. Fără presiune, dacă vreți, nu știu, facem și un picnic. Nu mai dați răspunsul corect, după. Fizică, științe, domeniul științe. Bun. Hai că nu e problemă, știu. Ce anume? Întrebarea cu numărul 2. Te ascult. Care este unitatea de măsură în sistemul internațional pentru presiune? A. Milimetru coloană de mercur, B. Bar, C. Atmosferă și D. Pascal. Nu ne mai trebuie. Nu vă mai trebuie? De Pascal. Foarte bine. Stați așa să găsesc hârtia pe care notam răspunsurile. Este răspunsul corect, cel de-al cincilea. Asta înseamnă, dragele mele, că... Personajul ne poate salva sau ne poate duce acasă, personajul, nu? Bine punctat, personajul pe care colegul meu îl pregătește acolo în spate, la el vă duceți, da? După, la el vă duceți. Așa, vă poate salva, adică puteți trece de această preselecție sau nu. Bun, haideți să vedem cel de-al doilea personaj pentru echipa de la Toma Socolescu. Ia să vedem cine este domnul acesta din imagine. Un muzician. Idol pentru femei. Foarte. Și pentru femei, dar și pentru bărbați la vremea respectivă, chiar și în zilele noastre. Putem să spunem? Te rog. Elvis Presley, spun fetele de la Toma Socolescu. Într-adevăr, este vorba despre Elvis Aaron Presley, născut pe 8 ianuarie 1935, Tupelo, Mississippi, decedat în august 1977 în Memphis, Tennessee. A fost un cântăreț și actor american, cunoscut frecvent ca regele rock-n-roll-ului sau simplu The King, cu toate că a obținut și 3 premii Grammy pentru muzică gospel. Ok, deci ieșim la un suc cu tipul, nu? Cu Elvis? Nu, cu tipul care ne-a dat personajul. Mai nu știu, nu. Nu da. E să comentez. V-ați calificat. La limită, ca și anul trecut. Da. Tu nu mai ai stare, așa, nu? Vrei să pleci? Dar nu s-a terminat emisiunea, să știi. Ok. Cum a fost? Super. Emoțiile astea sunt constructive pentru noi, am observat. Am înțeles. Sau nu? Ești mai agitată decât în momentul în care ai intrat în platou.
credeți-mă, a fost o zi foarte agitată. Și s-a încheiat la fel de agitat. Da, și încheie exact, la fel de agitat. Exact. Da. Te bucuri? Da. Tu? Tu mai ai puțin și... Încep și dansezi. La limită. Da, știu, dar în... Unde? Arăta... Ce vi s-a părut? A fost vreo întrebare, nu știu, unde v-ați fi descurcat și din neatenție ați greșit? Da. Au fost, nu? Da. Bun. Da, la Părintele Simfoniei. Am înțeles. Yes. Pentru tine, cum a fost? A fost bine. A fost bine, da, v-ați calificat, ați trecut de preselecții. Dar trebuie să fiți foarte atente de acum încolo cu tot ce se va întâmpla în această competiție. Da? Da. Yes. Plecați acasă fericite. Da, putem să spunem că da. Am înțeles. Mama, tata se uită la tine acum? Nu cred că nu. Nu crezi? Se uită vreun părinte la voi? Mama. Dar se uită doamna directoare? Normal. Am înțeles. Bun. Eu vă felicit, fetelor, v-ați calificat, ați trecut de aceste preselecții. Ne vedem în etapa următoare, domnilor, domnilor. Au fost fetele de la Colegiul Toma Socolescu de aici, din Ploiești, și ele au trecut de preselecții și merg mai departe în etapa finală. În etapele ulterioare, îmi cer scuze. Noi ne revedem după o scurtă pauză de publicitate cu o altă echipă, tot a Ploieștiului. Rămâneți cu noi.